Antrenamente la cote maxime, rugbiștii de la CSM București sunt gata să înfrunte Timișoara în semifinala Superligii de rugby. Confruntarea este transmisă sâmbătă de la orele 11 pe TVR2, în timp ce de la orele 13, tot în direct, Baia Mare înfruntă Steaua în duelul care stabilește finala campionatului. Rugbiștii de la CSM București sunt gata de confruntarea cu Timișoara. Sâmbătă, în direct la TVR2, se așteaptă un duel extrem de echilibrat. Bănățenii vin după victoria obținută în Challenge Cup contra spaniolilor de la Valladolid, în timp ce rugbiștii antrenați de Dani de Villiers vor da totul pentru un loc în finala campionatului. Multă lume se gândea că nu vom ajunge aici, dar noi am crezut mereu în șansa noastră. În ciuda problemelor care au fost de-a lungul anului la echipa noastră, tot am reușit să ne calificăm și să jucăm semifinala. Condițiile nu sunt tocmai cele mai bune, dar calitatea antrenamentului a fost ridicată, așa că sunt bucuros și aștept meciul de sâmbătă. Și-au ținut o parte de promisiuni conducătorii noștri, au intrat câteva salarii, asta ne-au mai liniștit și suntem concentrați la meci.